Buzăul ar putea avea, în câțiva ani, o bancă de resurse genetice vegetale. Este vorba despre o unitate cu personalitate juridică în subordinea directă a Ministerului Agriculturii. Proiectul de înființare a acestei unități a fost adoptat ieri în ședința de guvern. Ministrul Agriculturii, Petre Daia, a fost cel care a inițiat acest proiect după o discuție cu primarul Constantin Toma și cercetătorul Costel Vânătoru de la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Legumicolă din Buzău. Acum 2 ani de zile când am venit la Buzău și am avut prima întâlnire cu cercetătorii, în mod deosebit cu acest minunat om, am stabilit un traseu al muncii noastre în comun. Pe acest traseu, sigur, s-a aflat și dorința domniei sale, ca de altfel și a mea și a primarului, să facem o bază de gene aici. Banca de gene presupune în primul rând construirea unor spații speciale pentru activitatea de cercetare și a unor celule cu temperatura controlată unde soiurile protejate vor fi păstrate pentru sute de ani. Sediul băncii de gene va fi construit în Parcul Crâng din Buzău, în spațiul în care, în prezent, se află sediul societății Urbis Serv. Principalul scop al băncii de gene de la Buzău va fi acela de a proteja soiurile românești. Deocamdată, stațiunea de cercetare legumicolă din Buzău are circa 10.000 de semințe care sunt păstrate în condiții improprii. Sunt soiuri care sunt vechi, acum, de exemplu, sunt cerute în piață, dar s-ar putea peste câtva timp să fie cerute în piață sau o resursă importantă pentru obținerea altor soiuri noi. Și atunci, sigur, e trist că aceste soiuri sunt în pericol și sunt păstrate în condiții improprii, fără să fie în clădiri cu atmosferă controlată, să fie păstrate așa cum sunt păstrate în toată lumea și putem să le pierdem în orice clipă. Înființarea băncii de resurse genetice vegetale de la Buzău a fost salutată și de președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Acesta a declarat că a fost un susținător consecvent al proiectului pentru că aplicarea lui va aduce beneficii enorme Buzăului și agriculturii românești în ansamblu. Un vis devenit realitate. Am pus Buzăul pe harta cercetării naționale. Guvernul a aprobat astăzi hotărârea privind înființarea la Buzău a băncii naționale de gene. Acest lucru înseamnă că mii de soiuri de legume, flori, plante aromatice și medicinale pe cale de dispariție vor fi salvate și vor putea fi folosite din nou de agricultorii români. De acum înainte vom avea posibilitatea să apelăm la semințele noastre românești și să nu mai cheltuim atâția bani, fie pentru a cumpăra soiuri românești de la bănci de gene din străinătate sau să importăm altele care fie nu se adaptează, fie sunt purtătoare de boli și dăunători extrem de periculoși. Vom avea tot ce trebuie la noi acasă, a declarat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Problema este unde vor găsi autoritățile banii necesari pentru înființarea la Buzău a acestui obiectiv. O estimare inițială arată că înființarea băncii de gene ar putea costa în jur de 65 de milioane de euro, însă valoarea finală va fi dată de studiul de fezabilitate care urmează să fie realizat în perioada următoare. Deocamdată, finanțarea cheltuielilor este trecută în sarcina bugetului de stat, dar nu este exclusă și accesarea unor fonduri europene nerambursabile.